Salutare tuturor și bine v-am găsit la Five Nights at Freddy's Plus. Ei bine, din câte știți, jocul acesta a fost amânat, doar că cineva, gen nu creatorul care a făcut Five Nights at Freddy's Plus-ul, care gen a făcut teaser-urile și chestiile, altcineva a recreat jocul, să zicem așa, și oh my fucking god, de-abia aștept să mă joc. Și wow, uitați-vă la chestia asta, că sună cam tare, o să-l dau puțin mai încet. Sper să mă aud bine, sper să aud jocul bine. Și dacă mă mai bâlbâi în videoclipul de astăzi este pentru că n-am mai filmat de mult. Și da, o să vă explic și eu imediat, așa că hai să începem. Oh my god, auză. Oh my god, melodia asta frumoasă, bă, mamă, de-abia m-a așteptat să merg cu Five Nights at Freddy's Plus și după aceea când am văzut că s-o amânat, era ceva gen, ha, bă, frate, bă, bune. Și oh my god, new game, ok, chestia asta arată, oh my fucking god, uitați-vă la chica, frate, zici că e chica din Five Nights at Freddy's 1. Că gen din FNAF 2. În fine, da, apăsați și voi pe butonul de like dacă mai vreți videoclipuri de genul și dacă vreți să facem o miniserie sau să facem doar așa un video, știi, să vedem jocul. Și hai să începem, ce naiba, parcă nu mai zic așa cuvintele, e dubios. În fine, Freddy Fazbear's Pizza. A local pizzeria needs a private detective to investigate a mysterious murder. Ok, deci e o pizzerie și practic noi ne ducem ca să investigăm acum, știi? Noi suntem niște se uite la crime, de investigează, știi, un detectiv, să zic așa, nu? Adică așa cred, da. Oh my fucking god, uitați-vă. Oh my god. Bă, frate, de ce se simte așa de bine chestia asta? Press X to use. Ok. Deci apăsăm X să folosim detector. Oh my god, ce naiba e asta, frate? Deci ne uităm de fantome acum. What? Și se chestie bântuit. Oh. Ok, ce era? Bă, ce naiba? M-am uitat pe cheaper, what? Ce naiba s-a auzit acolo? Parcă aici? Ok. Mamă, ce are mă de face și aici? Ok. Ia zi melodia frumoasă. Vă sper să nu se aude jocul prea tare, așa că știi ceva? Nu o să mai zic asta, că dacă se aude jocul prea tare, o să vorbesc eu mai tare, știi ceva? Ok. Deci ne uităm așa încet. Bă, văd că e totul safe-ul acum. Anomalii număr. Anomalii? Căutăm acum, ce naiba? Așa în colț, poate pe sus. Oh, uite bă unde era. Mă uit așa cum va fac un model de ăsta, bam, bam. Bam. Ok. Băi, cu copyright melodia asta, cred că. That's the problem, bă, ce naiba mă face așa de urât. Ok. Și unde eram? N-am mai postat. Pentru că o trebuie să mă duc la doc. Bă, ce? Mama, am crezut că e un schelet aici, gen. Dar era reflexia, what the fuck. Ok. N-am mai pus că trebuie să mă duc foarte mult la doctor și acum trebuie să fac ceva dietă de asta dubioasă, dar e ok acum. Adică trăiesc încă, băieți. Unde, mă? Aici. Îmi pare rău că n-am mai postat. Dar n-am putut. Să-mi bag piciorul de n-am crezut că l-am văzut pe Bonnie, dar cred că era afișul ăla. Și am văzut un video de la Irafel, că s-a postat, doamne, s-a lansat GTA 6, dar nu m-am uitat. Scrie așa, în paranteză, real, nou joc sau nu știu, nu mai știu. Oh my god. Aia zic. Că era serios, dacă mai nu știu dacă mă trolează, că am văzut numai thumbnail-ul și am apăsat așa un pic pe video să văd cum e. Adică n-am apăsat, gen, m-am uitat în mini... layout-ul ăla, nu știu cum să vă zic. Holy fuck, suntem în Five Nights at Freddy's Plus. Uitați-vă la chestia asta. Deci, cred că asta e jocul meu preferat, gen fan-made. Deci, uite-te cum arată. Oh my god. Bă, nu cred. Iată lumina. Iată-l și pe ăsta. Deci, ok. Iată-l ușa asta. Ușa asta. Ce naiba. Mamă, cum se vede, n-ai cum. Oh my god, cât de tare. Ce? Ok, deci zice asta că să o găsim niște corpuri în animatronic, adică știm și noi deja povestea până avut, hai să vedem. Mamă, uite-te la șobola niște urâți așa. Uite-l? Ce-i? Password code. 4, 2, 4... Ok, nu. Oh my god, deci a folosit AI pentru caracter, pentru... Mamă. Ce ne-a mai rahat aici, sânge, ce e ăla? Mamă, cine a avut mă de iare?
Aici e chica de chicken. Deci chestia asta nu era înainte în joc. Acesta este un danger. Oh, da. Initiated the murders. Mamă, mi-e frică, băieți. Bă, da, sunt excited, sincer. Chiar îmi plac jocurile astea, până gen foarte unic. Așa, uite, este la grafica asta. Wow. Wow. Deci dacă era așa FNAF de la început. Oh my god. Deci avem multe camere noi. Văd sânge aici. Yo, what? Mamă, ce ne-a fost voice crack-ul ăla. Deci avem aici animatronii. Putem să schimbăm noi camera, să facem așa. Bă, eu las așa, sincer. Adică nu prea trebuie să o mișc, dar hai să vedem totuși ce se întâmplă dacă o mișc pe aici. Cred că nimic, nu? Da, e cam useless. Mamă, auzi și ceasul ăsta. Sorry, out of order. Ok, aici avem ceva... să lase Lost and Found sau nu știu. Mamă, the ball pit, ești nebun. Holy fuck. Zici că sunt niște KitKat-uri. N-ai mă cum să zici, nu, că zici că sunt niște fucking KitKat-uri. Deci, da, cum ziceam, am fost pe la doctor și chiar n-am mai postat, cred că 3 săptămâni sau poate mai mult. Ia mă, îl găsesc pe Golden Freddy. Dar de ce arată așa de dubios? Ce chestia asta de aici, gen? Și nu pot să mișc camera, gen. A, dar nu, ăsta e hall, frate, ăsta e hall. Ia uite-l pe Helpy, lol. Dar și chestia asta e făcută cu leak-urile care ne le-au dat oamenii de la Five Nights at Freddy's Plus, gen Plus, sau cum vreți voi să ziceți. Deci, da, practic, dacă nu știți, eu m-am angajat de noapte și ăsta e noul meu loc de muncă, trebuie să mă uit pentru animatronii ăștia de aici, știi? Adică să investighez, știi? Eu sunt detectiv. Mamă, uite-l pe Carl. Mamă, dar arată urât, rău, nu-mi place. Dacă o să-l vedem într-o noapte, că efectiv pleacă de aici sau dispare. Oh my god. Ce n-ai pe chestia aici, că e Oliver Elephant, Oliver ăla. Știți la ce mă refer, nu? Ne uităm cu luminițele dacă vine ăștia pe aici și mi-iese mouse-ul pe celălalt monitor. Adică e clasic FNAF. Clasic. Îmi dă foarte, foarte mult vibe-uri de Five Nights at Freddy's 1 și așa combinat cu Bloody Nights, dacă știți, și fun game-ul acela. Dar ăștia nu se mișcă efectiv. Deci noaptea 1, 3 dimineața și așa de chill, frate. Eu cred că gata jocul dacă e așa de ușor, frate. Adică n-ai cum. Bă, hai să ne uităm de Foxy. Stați așa. Asta e româna, bă, care mi-o trebuia. Ok, deci asta e Pirate Cove. Ok. Mamă, cum arată exitul ăsta, dar de ce-i... ce chestia asta aici, că doar nu-i peretele și... Mă gândesc că e ceva cover, așa, nu știu, habar n-am. Nu se spargă geamul, habar fucking n-am. Uitați-vă la chestiile astea, văd o cafea, ce stă, mă, cappuccino? Voi beți cappuccino, eu sincer beau. Oh my god. Mie îmi place cappuccino, adică nu prea mai beau în ultima vreme, dar știu că beam mai de mult. Și nu chiar mai de mult, că chiar acum am în frigider, dar... am mai lăsat-o așa mai ușor. Gen mă lasă, părinții, nu e treabă. Nu fac pascuns, așa să zic că e illegal. Mamă, zici că e un S aici, ce naibă, frate? Bă, deci nu se mișcă nimeni. N-ai mă cum, oh my, de ce fix când... de ce se întâmplă chestiile fix când vorbesc, oh my god. Fix când zic că, mamă, de ce ușor e jocul ăsta. Dar în fine, hai să nu mai facem bă nebunii pe aici. Deci ăsta e Bonnie foarte cel, ce că cel mai agresiv din joc. Din Five Nights at Freddy's-uri. Și... da, sincer, adică zicea într-o carte că a fost omorât în timp ce se bătea cu William sau ceva de genul, dar am văzut că era un trend pe TikTok, dacă mai știți, dar în fine. Oh my god. Bă, da, chestia asta, n-ai mă cum, uite cum, dacă... ce a fost aia? Oh my god, uitați-vă cum se schimbă atmosfera, frate, ia. Oh my god, cât de tare e jocul ăsta, bă. E cam... nu prea e... nu știu cum să vă zic. Chiar e cam, bă, încet, așa, aia vreau să zic. Adică nu chiar, e foarte chill jocul momentan, adică nu-i, nu auzi chestiile la horror așa cum le auzeai în FNAF, dar dacă le-au, bă, ce n-ai, bă, e deja 5 AM. What? Oh god, ok, Bonnie vrea să iasă, gen. Deci Bonnie efectiv vrea să iasă, deci eu cred că îmi permit să mă închid acum, frate, aici, îmi permit să mă închid la 5 dimineața. Efectiv. Deci eu pot să stau așa și practic sunt destul de chill. Sper că mai ajunge, nu? Oh god. Ne uităm așa cu luminițele. Oh god. Bă, se duce cam repede așa, nu crezi? Ok, dați să nu mor ca nabu acum de fapt. Așa. Oh, aia zic, never mind, oricum. Oricum îmi ajungea. Și ce naiba e ceasul ăsta, că l-am văzut într-un leak, dacă mai țineți minte.
Aia zic, bă. Aia fucking zic. Dacă de fapt ăsta e omul care a făcut zic FNAF Lusu și de fapt era de pe alt cont pe YouTube. În fine. Ce n-aveai quit game, options, extra? Ce n-aveai extra? De ce am deblocat extra după noaptea 1? Habar n-am. Avem pe Freddy, Frederick. Adică l-avem pe Freddy Fazbear. Ok. Bunny the Bunny. Cica de găină, chicken, ok, cica de... What the fuck? Ok, ok, chestia asta arată horror. Deci cica de chicken. Foxy the Pirate, ok, îmi place de Foxy. Freddy Fazbear, ok. Tare rău. FNAF 95. Au, skins and appearance, modern. Original, plus. Oh, sincer las așa. Mamă, FNAF 95. Oh, goddammit. În fine, eu o să las așa cum e jocul și mi-am schimbat, mi-am mutat un pic microfonul. În fine, screenshots. Oh, screenshot-ul la joc. Oh my god, ce era aia? În fine, hai că cred că n-ar fi timpul să mă uit acum. De fapt, hai să ne uităm. Da, ok. Îmi place ce să zic. Bă, mai vreau să văd. Ultra Mega Cool Sigma Bonnie 20 Color. Cooler, a color, m-am spart. Ok. Jumpscares, nu vrea să mă uit, important și custom. Avem deja custom înainte de blocat, what? Și cred că m-am spart urechile acolo. A, uite, îl fac așa un centimetru milimetric. Centimetru milimetric, bă, vreau să joc. Mi-e frică să apăs XP. XP. Știi ceva, o să apăs escape dacă mă scoate. Ok, nu faci nimic. Bă, cum ies, bă? A, back. Mă mir că nu m-o scos. Că na, așa e FNAF-ul. Hai mă, continue. M-am uitat destul la porcările astea. După aia ne uităm și la chestiile alea la final de video. Oh my god, iar porcăria asta. A, da, press X, tu. Hai că mă uit așa direct, bam, 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 bam. Cred că asta e cea mai bună strategie, gen, să fac așa tăcăte, sau? Cred că aș vrea să tac din gură, că se schimbă melodia când fantomele pe aici. Anomaliile. Sau? De ce se sună așa de ciudat? Voi ați auzit și voi aia, da? Da. M-am spart. Mamă, dar vă vedeți că pe fișa, pe hârtia să scrie 1993? Eu acum văd. Oh my god. Ia tăl, mă, te-am găsit acolo anomalie. Mi se pare o chestie destul de horror, gen să te duci așa într-o locație și să pui, mamă. Chestia asta aici. A, uite-l. Ok. Oh, what, deja? Unde mai aici? Aici, sus, ok. Bă, cam ciudate anomaliile astea, dar imaginează să vină Foxy așa, să se uite de aici. A, uite-l. Oh, goddammit, ziceam da Foxy, frate. Să vină Foxy de aici, așa. Mamă, aș face pe mine. Mă gândeam să mai fac un joc numit Garden Warfare, că mi l-am luat acum. Nu știu dacă merge așa pe tema canalului ăsta, dar... It's not bad. Bă, de ce e așa de lung ăsta? Oh, goddammit, oh, goddammit. Ok. Băieți, să nu mă speriu acum. Să nu mi-apară ceva în față acum, că fac urât. The doors slamming shut. Hai că m-am spart. Da, cred că pot să închidă, să stai așa. De ce aș vrea să-l închid? Poate ceva secret, I guess. Aici trebuie să vină, la partea asta au venit de-a... Da. Gata, mă. Dar... Mamă, dar ce tare m-au, sper să nu m-au tare, chiar dacă cred că m-au tare. L-am dat la maxim, frate, oh goddammit, cred că așa de tare m-am auzit. Ok, știi ceva, dacă m-am auzit tare nici nu-mi pasă, eu trebuie să mă joc FNAF Plus, ok? Deci eu trebuie să mă joc Five Nights at Freddy's Plus. Plus, ba... Chestia a fost o milisecundă, n-ai mă cum așa ceva. Salut, salut. Hello, hello, mamă ce... Zesti, ui. Ok, unde e Chica? Ok, deci am aici sunt amândoi. Si lovers ăștia, ei sunt iubiți. Ok. What? Ok, au plecat amândoi. Hai să ne uităm cu luminița. Ok, deci deja... Stai să vorbească asta. Ok. What? Deci încă... Deci pizzeria încă e încă deschisă, frate. What the actual fuck? Ok, Bonnie, aici unde e Chica?
Unde e Chica, băieți? Ok. Bă, unde e Chica? Chica, Alina! Alina! Like că te cheamă Alina. Ce a fost aia? Ai, cum am zis, mamă, ce m-am speriat, mă gândeam, ce ne-ai, bă, moaie și aia? Bă, unde e Chica, băieți? There ain't no Chica. There ain't no Chica. Frate, unde e, bă? Băieți? Eu am închis. Las-o așa, că am destul power, zic eu. Bine, asta dacă nu vine domnul Foxy. Ce nu cred, ceea ce nu cred că o să vină, dar stați să vedem. Ok, bam. Alo? A, da. Nu-mi place că trebuie să trag, sincer, dar mă învăț eu, I guess. Bam. No. Ok, chestia asta arată horror as fuck, n-ai cum. Bă, băieți. It's mie frică. It's me. Ce ca de obicei vine la geam. Hopa. Dar nu m-aș mira dacă ar veni la ușă, sincer. Ați auzit aia? Wait a goddamn second. Ok. Ok. Deci, 9B, 8. Nu știu care e strategia, guys. Ok. Deci în jocul ăsta. Ok, deci aia practic e la... Nu e aici. Oh my fucking god! Bă, mamă, ce n-ai, bă, ce... Nu, bă, m-am speriat de moarte. Bă, ce sare, bă, copilul pe mine așa? Oh my fucking god. Deci eram așa de chill și sare la pe mine, frate. Era să-mi rup căfirul de la căști. mi s-a agățat în microfon. Ok, Chica. Nu, 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 nu. Bă, să nu sară iar copilul, că mor. Te văd. Facem... Ai o contact, oh my fucking god. Asta nu cred că sare. E destul de creepy și Chica, dar hai să vedem aici la ușiță. Oh my god. Oh my fucking god. Bă, ce naiba... Am crezut că scrie It's Michi, doamne, bă. Oh my fuck. Bă, bă, ce joc retardat, doamne. Oh god damn it. Mi-am rupt piciorul, am dat în aia de la birou. Ah, dude, fucking Bonnie, oh my god, mi-a stat inima în loc. Oh my god. Chica? No way, no way, no, no. Strategia cred că e ca și aia de pe FNAF 1, gen mă uit aici la 1B și pe 1C nu. Pe camerele astea mă uit eu, nu? În concluzie așa ar trebui să fac. Bă, dar n-ai mă cum, bă. Așa joc horror. Ok. Cred e acolo. Momentan e destul de chill. Iată că chiar mi-arată ăla. Mau. Ok. Nu, 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 Bonnie, Bonnie. Hai să ne mai uităm la Bonnie, să vedem când sare. Ok, 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 ok. Am tresărit un pic. Ok. E plecat? Sau? Oh my god, uitați-vă la Bonnie. Ok, Bonnie nu-i fericit, frate. Bonnie, Bonnie, cred că are... Ok, Bonnie. Așa joci, mă, nebunule. Deci Freddy e cel mai horror, mă jur. Ok. The Fredman. Ok. De pe Freddy, mamă. Ok, ok, deci așa jucăm.
Cred că Freddy cel mai periculos. Nu știu de ce am o presimțire. Deci dacă Freddy e aici... Oh my god, de ce am trezit și la prostia asta. Ok. Asta a fost și noaptea a doua. Facem și noaptea a treia rapid. Bă, zic că o facem așa rapid. Pa, 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 pam. Hai că pa, pa, pam o facem. Bă, sincer, știu că o să mă mai joc juculețul ăsta pe canal dacă nu vă place. Așa că știi ceva? Hai cu noaptea a treia, guys, let's fucking go. Deci, bă, de când am intrat în jocul ăsta odată n-am murit. Deci, spre expert. Bă, deci în Five Nights at Freddy's is insane. Oh my god, dar nu-mi place chestia asta, bă, că devine prea repetitivă. Ok. Cred că o să dau pe pauză aici, că nu știu dacă e prea interesează de chestia asta. Cam asta a fost și partea cu... Se zic, adică, care n-au fost, adică, pur și simplu am luat anomaliile și le-am aruncat direct pe... fereastră? De ce am vrut să zic sticlă? Sună ciudat. Ok. În fine. Ia mă, cine mai zice, mă, domnul... Phone Guy, care nu chiar Phone Guy AI, genul cum ar veni. Hello. I have great news. Perhaps after this pizzeria closes, we will raise your salaries from $150 to $250. Nu atât deja pe bani, unde-i? At the moment we have the opportunity to buy out our old pizzeria, but sadly all that remains. Oh, am uitat de prostia asta. Dar m-am sperat oricum. Deci că... Ok. Mamă, deci aici e Pirate Cove. Ah, iată-l. Ok. Talk to you tomorrow night. Frumos. Frumoasă joaca, da. Da, aud animatorul cum fac harp, harp. Har, har, hara. Ok. Ok, nu m-am speriat. Nu, nu. Nu vreau să fac aia. Ok, deci tipul ăsta numai stă la ușa acum și practic a murit, nu? A, nevermind. Îmi place că acum poți să-i vezi, gen, nu trebuie să belesc ochii să văd umbra aia, știi? Da, ok, deci Bonnie, doamne, Foxy deja vine. Nu știu unde e Freddy. Deci Freddy, domnul Mr. Freddy, vine numai pe partea dreaptă, deci n-ar trebui să mă îngrijorez momentan. Dar de fapt... Hai lasă să nu mă îngrijorez, sincer. Ok, unde e Bonnie? Bonnie, unde ești? Oh my! Oh my god, am uitat complet de Chica, frate, mă uitam de Freddy și de pe altceva. Mă, deja începe de aici, deci mă resetează direct. Păi dacă vreau să ies de noapte, bă, gata, mă, oprește-te. Bă, vreau să fac outro, gata. Escape. A, ok, merge din escape. Da, deci, cam acesta a fost videoclipul. A fost, what? Cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă mai vreți videoclipuri de genul. Și dacă vreți, nu știu, să continuăm seria asta, gen, dacă vreți să o facem într-o serie. Dar, da, am revenit și eu cu postatul și sper să... Postez cât de des posibil, chiar dacă nu se mai pot să postez așa de des. O să încerc, băieți, ok? Deci, da. Noi ne revedem pe data viitoare. Salutare!